Vă mulțumesc tuturor că v-ați făcut timp în această după-amiază de sâmbătă să fiți prezenți aici la o conferință cu o miză importantă, dar care probabil că nu este evidentă pentru toată lumea românească sau pentru prea mulți dintre români. Deși încep românii să simtă pe pielea lor derapajele care se produc de la Bruxelles și de la Strasburg, cu efecte în toate țările din Uniunea Europeană și, evident, și în România. Am pus titlul acestei conferințe Europa încotro, pornind de la cartea pe care o aveți în față, pentru că această întrebare se pune cu tot mai mare acuitate în diverse medii, văzând, cum am spus, ceea ce este neregulă cu conducerea Uniunii Europene, cu această Comisie Europeană. Întâi de toate trebuie să facem câteva deosebiri, câteva precizări și poate că să dăm și câteva definiții pentru a ști terenul în care ne mișcăm. Uniunea Europeană nu este toată Europa. Nu se suprapune pe întreg continentul. În propaganda oficială, acest lucru este escamotat. Se spune Europa. Iar atitudinea față de anumite scăderi, erori sau chiar lucruri rele care emană de la Comisia Europeană, este taxată drept anti-europenist. Anti-europenism. Ceea ce este abuziv. Nu suntem anti-europeni pentru că avem îndrăzneala să criticăm Comisia Europeană. Comisia Europeană nu-i Dumnezeu, e formată din oameni care pot și ei să greșească. E formată din oameni care pot să aibă o orientare greșită și care pot să comită fapte reprobabile. Comisia Europeană nu este un dat natural la care trebuie să ne raportăm, este ceva care se poate schimba în condițiile în care noi, cei care alcătuim Uniunea Europeană, considerăm asta. Când spunem Europa încotro, așadar, întrebarea se referă pe de o parte la întregul continent și pe de altă parte la ceea ce acoperă aproape o mare parte din acest continent. Pentru că ce se întâmplă la Bruxelles nu interesează doar statele Uniunii Europene, ci interesează toate statele europene. Într-un fel sau altul, acțiunile Bruxellesului au reverberații și asupra statelor care nu sunt în Uniunea Europeană. Unele vor să fie, altele nu vor să fie, ba chiar sunt în conflict cu Uniunea Europeană. De aceea contează ce face Bruxelles și dacă face bine sau face rău. Noi, ca stat membru al Uniunii Europene, suntem cu atât mai interesați pentru că directivele, regulamentele, toate aceste comandamente care sunt date de Bruxelles sau de Strasburg au un efect imediat în viața noastră. Că îl sesizăm noi sau nu, el există. De la felul în care se face justiție în România până la educație și de la forța de muncă, de la migrația forței de muncă până la până la măsurile care afectează economia, totul are importanță. Ca să înțelegeți, să nu vorbesc în abstract, mă refer de pildă la o măsură pe care
la o măsură votată în Parlamentul European și care ar avea aplicare din 2035, producerea și vânzarea autovehiculelor pe bază de motorină și benzină nu va mai fi posibilă din 2035 încolo. Asta are un efect devastator asupra economiei statelor europene care produc mașini. Nu e ca și cum nu ne-ar interesa. Cine câștigă de pe urma unei astfel de măsuri este o altă întrebare. Și atunci putem să vedem și cât de europeni sunt cei care conduc Uniunea Europeană. Pentru că veți vedea în cursul acestei expuneri, pe care eu încerc să o concentrez, dacă se întâmplă să nu mai fiu perturbat, că e foarte deranjant așa când se mișcă lumea, voi încerca să vă arăt că cei care acuză de anti-europenism forțele naționale care încearcă să păstreze normalitatea, tocmai ei sunt anti-europeni. Dar revenind la precizări și la definiții. Am spus, Europa e mai mare decât Uniunea Europeană, este abuziv să reducem Europa la Uniunea Europeană. Pe de altă parte, ce face Uniunea Europeană afectează și statele din afara Uniunii Europene și, sigur că da, interesează mai ales statele din interiorul acestei Uniuni Europene. După aceea, este vorba despre ce se întâmplă în Uniunea Europeană ca direcționare politică. Ce urmărește Comisia în formula actuală? Păi, nu urmărește decât să implementeze o politică radicală de stânga. Neomarxistă, de sorginte neomarxistă, care are toate ingredientele neomarxismului. Pornind de la obsesia lor pentru sexualitate și încheind cu visul de aur al radicalilor de stânga, care se numește Raiul pe Pământ. Raiul pe Pământ, în viziunea lor, este de fapt iadul pe pământ pentru noi toți. De ce? Pentru că pentru a realiza acest pretins rai pe pământ, răstoarnă toată realitatea, astfel încât normalul se devină anormal și viceversa. Ce vă spunem acum, probabil pentru mulți dintre dumneavoastră care vă aflați aici și care nu întâmplător vă aflați aici, sunt lucruri deja cunoscute. E important însă să-i facem conștienți și pe cei din cercurile noastre de prieteni, de cunoscuți, conștienți de această realitate. Pentru că altminteri se lasă manipulați de presa care este obedientă puterii, care putere locală, națională, este obedientă puterii de la Bruxelles. Și lăsându-se manipulați, vor crede că cei care vor să-i apere sunt dușmanii lor. Asta este strategia dușmanilor normalității. Instalați, și am toată răspunderea când spun asta, am toată responsabilitatea când vă spun asta, instalați la Comisia Europeană de a transforma realitatea prin cuvinte, de a da impresia că aceia care vor să o păstreze sunt de fapt adversarii ei și sunt adversarii noștri. Sper că nu sunt foarte complicat în exprimare și sperând asta încerc să dau exemple ca să fiu mai convingător și mai ușor de urmărit. Una dintre obsesiile Comisiei Europene este
ideologia de gen, care duce la tot felul de forme aberante în legislațiile naționale. Una dintre aceste forme este impunerea prin lege a unui număr de femei care să se regăsească neapărat în instituțiile publice. Pornind de la Parlament și sfârșind cu toate celelalte. În această perioadă, în Parlamentul României, este dezbătută o lege care vrea să prevadă ca pe listele de candidați din 2024 să se regăsească minimum 30% femei. Unde este problema în această chestiune? Nu vrem noi toți ca femeile să fie implicate în viața cetății? Ba vrem. Diferența dintre noi, cei care spunem că apărăm normalitatea, și ei care o atacă, este că ei vor să impună lucrul ăsta pe un singur criteriu, și anume sexul. Bine, el numesc gen ca să poată merge cu alte aberații mai departe, nu mai fac decât o paranteză scurtă, știți că sunt vreo 70 și ceva de genuri inventate de ei, că pentru ei nu există sex masculin și feminin, ci există 100 de genuri, de la cel fluid, la cel binar și tot felul de aberații. Așadar, ei încearcă să impună lucrul ăsta spunând, domnule, trebuie neapărat să fie 30% femei. Și noi spunem, nu, pot să fie și 50% femei. Dar nu pe acest criteriu, că sunt femei. Ci pe criteriu meritocratic. Vor să intre în politică atâtea femei? Că eu acum, dintr-o practică directă, vă spun, foarte greu sunt convinse doamnele și domnișoarele să intre în politică. Politica este un război fără arme. Și nu toate femeile sunt amazoane. E firesc că nu vor să intre în politică, pe de o parte. Pe de altă parte, din cele care intră în politică, sunt toate pregătite pentru politică? Cum din toți bărbații care intră în politică, toți sunt pregătiți pentru politică? Nu. Atunci hai să avem acest criteriu al competenței, al meritului. Are omul calitățile necesare? Depune un efort? Construiește ceva? Bine merită. Nu contează că e bărbat sau femeie. În momentul în care tu spui, domnule, trebuie să pui 30% femei, mă obligi să pun, ce femei găsesc acolo? Și după aceea, Dumnezeu cu mila, ce rezultă din chestia asta? Nu e o gândire constructivă, e o gândire parșivă. De asemenea, o obsesie a Comisiei Europene din izvoare neomarxiste este cea pentru sexualitate. Așa încât încearcă să impună în educația națională educația pornografică, nu educația sexuală. Asta e doar o sintagmă folosită de ei pentru a masca adevăratele intenții. De fapt, se face educație pornografică de la vârstele cele mai mici, copiilor noștri, pentru a-i strica la minte. Asta vor să facă. De ce vor să facă lucrul ăsta? Pentru că dacă un om este slăbit în fibra lui morală, este mult mai ușor de manevrat. Pe om îl manevrez prin două pârghii. O pârghie a nevoilor primare, între care sexualitatea poate că e una dintre cele mai importante, dacă nu cea mai importantă, și a doua, prin afecte, prin emoții pe care îi le creeze. Frica. Am avut demonstrația în acești ani cam la ce forme aberante de reacție în societate poate să ducă frica. De frica morții, foarte mulți au murit pe timpul așa zisei pandemii. De frica morții, foarte mulți s-au îmbolnăvit. De frica morții, foarte mulți au renunțat la libertate. Frica este o emoție extrem de puternică.
Iar dușmanii noștri știu să folosească această frică. Știu să o instaureze, au și puterea să o facă pentru că dețin mass media, industria de divertisment, pârghii legislative, autoritățile guvernamentale, sunt în mâna lor. Încotro Europa? Păi Europa poate să meargă pe un drum al prăbușirii, așa cum amenință să o ducă actuala Comisie Europeană, sau pe unul al salvării. Dar dacă cel al prăbușirii este înainte, cel al salvării este înapoi. Cu alte cuvinte, ce avem noi de făcut este să ne creăm premizele întoarcerii la normalitate, întoarcerii la reperele adevărate ale vieții, întoarcerii la realitatea nu plăsmuită, la realitatea obiectivă. Pare așa o chestie filozofică. Zice, bă, cum adică să mă întorc la normalitate? Păi asta pe care o trăim noi acum nu e o normalitate? Nu cumva părerea că e anormal ce trăim este o impresie greșită? Este un rezultat al altui gen de propagandă? Nu. Avem criterii de măsurare pentru această situație, pentru această stare de fapt. Dacă suntem sau nu într-o normalitate, noi putem să verificăm zilnic. Avem libertate. Cât e libertatea noastră? Avem acces la dezvoltare personală? Până unde? În ce condiții? Avem posibilitatea de a ne păstra identitatea? Cât anume? Cum? Uneori, ceea ce se întâmplă astăzi în societate face din cei care vor să-și păstreze identitatea niște ciudați. Și îi obligă în anumite comunități să se enclavizeze. Eu observ acest fenomen tot mai acut, de pildă cu creștinii așa numiți practicanți, într-un mod, cum să spun eu, care nepotrivit, după părerea mea, pentru că ești creștin sau nu ești. Dacă practici sau ești creștin în sensul în care ești botezat, îl mărturisești pe Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru și faci ce poți ca să respecti poruncile lui Dumnezeu. Asta ești creștin. Ce înseamnă să fii practicat? Nu? Ei, creștinii ajung să fie astăzi enclavizați. Să fie priviți ca niște ciudați. Bă, dar ăștia merg la biserică. Bă, dar ăștia țin post. Ce oameni sunt și ăștia țin post, auzi? Bă, dar ăștia au tot timpul o referință biblică pentru ceea ce urmează să facă sau pentru raportare la o anumită măsură din societate sau la realitatea în ansamblu. N-am mai văzut așa ceva. Ori normalitatea era ca întreaga societate să fie creștină, ca aceia care nu respectau această normalitate să fie considerați ciudați, enclavizați, marginalizați. Ei, acum devine mai clar, nu? Că nu trăim într-o normalitate și că trebuie să tindem către ea. Ce vrea să facă Uniunea Europeană? Spui Uniunea Europeană, 20 ceva de state, pare o abstracțiune. Dar această Uniune Europeană se reduce, practic, la șefii de state și de guverne
și la cei pe care acești șefi de state și de guverne îi desemnează în Comisia Europeană. Deci sunt o mână de oameni, practic, care înseamnă Uniunea Europeană. Restul suntem masă de manevră. Ce vor oamenii ăștia să facă? Vor să concentreze și mai mult puterea în mâinile lor. Este o tendință nu de acum 100 de ani, de 200 de ani. Este o tendință permanentă în istoria omului, asta. Unii care s-au crezut mai buni decât alții au încercat permanent să preia puterea, să o concentreze în mâinile lor și să nu-i mai dea drum. Cum se poate face asta la nivelul Uniunii Europene? Prin crearea pârghiilor care transformă Uniunea într-un stat federal de facto. Nu trebuie să-l recunoaștem de iure. Și de facto, cam acolo suntem. Cei care spunem că suntem împotriva unui astfel de suprastat federal, noi suntem deja împotriva acestui fel de a face politică, care începe să se manifeste tot mai puternic. Care-i replica celor pe care noi vizăm că fac asta? Sunteți anti-europeni. Bă, fraților, eu nu sunt anti-european deloc. Pentru că ar trebui să fiu împotriva mea însă. Eu sunt european prin naștere, prin educație, prin cultură, prin dezvoltarea în acest areal. Nu am cum să fiu împotriva Europei și nu sunt împotriva mea. Ei sunt împotriva Europei pentru că vor să distrugă tot ceea ce face din Europa, Europa. Ce înseamnă Europa? Europa înseamnă leagănul umanității. Civilizația umanității aici a avut cea mai importantă dezvoltare și după aceea a iradiat pe celelalte continente. Sigur, o să-mi spuneți că au fost și civilizații mai vechi. Bun, ok. Eu vreau să vă spun că cea mai înaltă civilizație aici s-a clădit. Pe ce temeiuri s-a clădit? Pe gândirea elenă, pe dreptul și civilizația, să zicem așa, cu un cuvânt mai cuprinzător, romane, și pe credința creștină. Acestea sunt temeiurile Europei. În momentul în care tu te întorci împotriva lor, te întorci împotriva Europei. Și cum s-au întors? Întâi de toate au relativizat adevărurile filozofice. Le-au acoperit. Asta a fost un antrenament. În al doilea rând, au redefinit drepturile și libertățile. Merg până într-acolo încât vor să impună astăzi ideea de drept la avort. Ce înseamnă asta? Că poți să produci un avort la orice vârstă a fătului, ba chiar și după ce s-a născut. Adică să te dedai la o crimă. Și asta să fie legal. Mai urmăresc un drept. Dreptul de a fi homosexual. Și de a te manifesta ca atare, de a face propagandă pentru asta, de a stâlci mințile tinerilor, de a îi atrage către o astfel de perversiune. Și asta trebuie să fie un drept. Cum au făcut toate lucrurile astea? Spunând despre drepturile naturale, dreptul la viață, dreptul la libertate, dreptul la fericire, toate celelalte drepturi naturale care rezultă din firea noastră umană, care a primit viață de la Creator, de la Dumnezeu. Spun că acestea sunt doar o parte a drepturilor omului. Iată să completăm noi această parte a drepturilor naturale cu alte drepturi ale omului, despre care v-am vorbit. Sunt două exemple, dar sunt mult mai multe.
Ei, tot pe aceeași filieră perversă de întoarcere a normalității au făcut lucrurile acestea. Însă nu sunt noi. Ei încearcă de la Revoluția franceză încoace să distrugă normalitatea și să o reconstruiască după propria lor viziune. De aia când l-am auzit pe șeful statului spunând că trebuie să ne acomodăm cu noua normalitate, am știut că el vorbește în siajul acestei gândiri, care are o vechime, după cum vedeți. Această gândire care a dus la crime în masă, care a dus la cel mai mare flagel împotriva umanității numit comunism, care a dus la peste 100 de milioane de victime în toată lumea, la robirea a sute de milioane de oameni și la distrugerea omului în multe privințe. Noi astăzi, în România, tragem ponoasele regimului comunist și astăzi. Și acum. Încă le tragem. Și prin generațiile cele mai mici, care au cele mai mici la vremea schimbării de regim. Pentru că atunci am căpătat anumite tare, corpul social românesc a căpătat anumite tare de care nu poate scăpa. Să nu mai fiți mirați și oripilați de furtul, de jaful național la care s-au dedat cei care au putut să se dedea după 90 până azi. Cei care ne-au distrus industriile, cei care ne-au vândut pe nimic bogățiile, cei care în continuare vor să mai vândă tot ce mai este în România. Doar pentru binele lor. Să nu fiți mirați. Asta vine dintr-o tară comportamentală căpătată în comunism. În momentul în care s-a desființat proprietatea privată, totul era al tuturor și al nimănui, toți s-au simțit îndreptățiți să fure. Păi dacă statul mi-a luat și nu mă lasă să trăiesc, țăranul de la țară, i-a luat pământul, i-a luat vacile din bătătură, i-a luat plugul din șopron. Dacă i-a luat tot, atunci țăranul trebuia să trăiască. Și a furat. Eu nu vă spun povești, nu vă spun din cărți. Eu am trăit această realitate. Aveam 17 ani la Revoluție, știu. Am muncit la țară, la bunicii mei. Nu vă vorbesc dintr-o impresie pe care mi-a făcut-o ascultându-i pe alții. Nu, dintr-o experiență directă. Muncitor. Unde muncea, fura. La șuruburi, șuruburi. La încălțăminte, încălțăminte. La carne, carne. La pâine, pâine. Și se făcea trop. Și nimeni nu considera că este un păcat. Pentru că, într-adevăr, contextul social la asta îl îndemna. Dar după ce a ieșit din acest context, românul nu s-a dezbărat de acest obicei. De aceea, vedeți dumneavoastră, dacă se face un sondaj de opinie și suntem întrebați, sunteți împotriva corupției? 99,9%, poate mai fi acolo 0,1% care spun că nu, dar în rest 99,9% spun că da, suntem împotriva corupției. Ce face aproape fiecare român? Hai să nu spun fiecare român. Când ajunge la o nevoie, ca să grăbească un serviciu de care el trebuie să beneficieze, ca să obțină ceva la care de obicei nu are acces sau nu are drept, ca să iasă dintr-un necaz. Ce face? Dă șpagă. Oferă mită. Ăsta este un act de corupție. Și are și cui să dea. Că ceilalți primesc. Majoritatea. Deci trăim într-o ipocrizie, fraților, de care nu devenim conștienți pentru că a devenit o chestiune naturală în timpul comunismului. Nu că înainte nu exista corupție. Haideți să fim bineînțeleși. Dar toate lucrurile negative în acel sistem opresiv s-au accentuat. Sigur că erau turnători și înainte de instaurarea regimului comunist. Dar regimul comunist a transformat oameni obișnuiți care nu s-ar fi gândit să trădeze pe cineva în turnători.
și le-a creat contextul necesar ca ei să-și găsească aparate justificative pentru gestul lor. Să spună, da, dumne, da, într-adevăr am turnat, da, am făcut rău, bine, ăla a făcut pușcărie sau a fost împușcat sau... Dar, uite, n-aveam ce să fac. Am fost silit. A trebuit să-mi salvez pielea. A trebuit să-mi salvez copilul. Trebuie să... Înțelegeți? Cât este de pervers sistemul? Ei, acum, pornim de la acest sistem care se baza pe pârghii, mai ales materiale și pragmatice, și ajungem la un sistem sofisticat, de aceeași sorgintă marxistă, care nu mai folosește biciu, ci doar zăhărel. Eu vreau să faci păcatul și să-ți placă să-l faci. Eu vreau să fii trădător, dar să o faci cu voluptate. Eu vreau să-ți vinzi moșia pe nimic și să fii bucuros că ai făcut-o. Eu vreau să te învăț ca tu să te dezbari de acest drept la proprietate. Ce ne trebuie nouă? Acum, mult timp, erau unii de pe la niște partide care spuneau că ar trebui ca în societatea românească nimeni să nu mai aibă nicio proprietate și să trăim de avalma. Fiecare să folosească de lucrurile celuilalt și, bineînțeles, că fiecare să trăiască cum vrea cu ceilalți. Pentru că în mintea lor, una cu cealaltă se împină. De ce? Pe bună dreptate. Pentru că toate au o rădăcină morală. Vedeți bine de ce atacul este dus împotriva tuturor lucrurilor care întăresc fibra morală a națiunii. Unde lovesc cel mai tare? Lovesc în familie. Și în biserică. Unde lovesc destul de tare și cu bune rezultate în ultima vreme? În școală. Ce a făcut cu armata? Care era iarăși o instituție care putea să îți ofere demnitate, putea să te învețe să trăiești drept. Aproape că au desfințat-o. Stâlpii unei societăți normale au fost dinamitați. Ei încă nu s-au prăbușit. Familia, iată, slavă Domnului, mai subzistă. Școala, încă prin dascăl meritorii, mai rezistă. Biserica, slavă Domnului, reușește să mai țină comunități închegate și bine orientate. Armata este poate cea mai șubre dintre toate la meridian românesc. În alte părți, nu. În condițiile în care tu nu ai bază economică și nu ai armată, nu ai suveranitate. Și ne aducem aminte de ce am spus mai devreme cu suprastatul federal european. Păi un stat de tipul ăsta nu poate exista atâta vreme cât națiunile sunt suverane. Iar națiunile sunt suverane doar prin statele lor, care sunt forme de organizare politică și administrativă specifice lor și care le slujesc lor, națiunii. Le-ai luat baza economică, le-ai luat armata, ei șubrezit moral și după aceea îi direcționezi unde vrei. Ăsta este planul. Planul este să fim sclavi, iarăși. Dar de data asta să nu se mai poată naște niciun fel de opoziție, niciun fel de rezistență în timp, ci pur și simplu să acceptăm să fim sclavi. Da. Nu întâmplător lucrurile astea au fost sesizate mai ales de oameni care au trecut prin sistemul dictatorial comunist. Și printre primii a fost Solzhenitsyn. După aceea, tot un rus, Bukovski.
Din România au fost mulți care au atras atenția că lupta dintre bine și rău continuă și că ea se duce atât pe teren ideologic, cât și pe teren cultural și pe teren material și legislativ. Unul dintre cei poate mai vocali care au denunțat proiectul Uniunii Europene denaturat de astăzi, ca fiind similar Uniunea Sovietică, a fost părintele Gheorghe Calciu Dumitrescu, pe care eu l-am avut ca îndrumător, să spun așa, spiritual, nu mi-a fost duhovnic, dar de care am fost foarte apropiat și pentru că a fost președintele de onoare al Asociației Rost, pe care o conduc, și pentru că eu am căutat să fiu în preajma foștilor deținuți politici care au trăit cele mai înfiorătoare experiențe în timpul regimului comunist. Și părintele i-a denunțat. Bukovski i-a denunțat. Ei au spus, nu, ăștia sunt anti-europeni. Nu e adevărat ce spun ei. Credeți-ne pe noi. Eu nu pot să cred decât pe cel care spune adevărul. Iar adevărul, v-am spus, este ușor de palpat dacă ai reperele necesare să-l palpezi. Cum devine Uniunea Europeană URSS? Dintr-un proiect gândit de suveraniști creștini. Pentru că Charles de Gaulle nu era un globalist. Și niciunul dintre părinții fondatori ai Uniunii Europene nu avea viziuni globaliste. Schumann era un creștin. Ei au gândit acest proiect ca un spațiu de conlucrare al națiunilor suverane și pe baze creștine. Prin diferite comisii europene, în diferite formule ale Comisiei Europene, acest proiect a fost deturnat. Prin ideologia neomarxistă, așa cum am spus, prin limitarea până la anulare a suveranităților naționale. Și aici au fost pârghii de toate felurile, de la cele legislative până la cele pecuniare. Italia, astăzi condusă de conservatori, este într-o situație fără ieșire din punct de vedere financiar. Ea este propriu-zisă în faliment. Și mai rezistă doar prin infuzie de capital european. Să vrea Meloni să facă tot ceea ce îndeamnă firea ei conservatoare și nu va putea, pentru că va fi blocată prin această pârghie. Nu asculți, ți-am închis robinetul și ești gata. Niciun guvern nu rezistă fără bani. Oamenii când văd că sunt puși în dificultate financiară, se revolt. De asemenea, prin controlul persoanei, asupra persoanelor. Și aici e mult de dezbătut. Ei au făcut un exercițiu extrem de interesant în timpul pandemiei. Au văzut la ce reacționăm noi, la ce fel de frici și cât suntem dispuși să renunțăm la libertatea noastră pentru o iluzorie siguranță pe care ne-ar oferi o stat. Dar continuă planul. Astăzi, în Uniunea Europeană, în toate statele și la nivelul Comisiei Europene, se încearcă implementarea unui sistem de control al persoanei similar cu cel din China comunistă. Pe credit social. Cu alte cuvinte, fiecare persoană va fi monitorizată printr-o identitate digitală pe care o va avea și se va face un punctaj. Ai trecut pe roșu, ți-am scăzut un punct. Te-ai îmbătat și ai făcut urât în bloc, ți-am mai scăzut 5 puncte. Ai citit o carte pe care eu o consider reacționară, 10 puncte în minus.
Te duci la biserică, îți mai tai vreo 20 de puncte. Ai familie și copii, ești un taliban ortodox, cu ghilimele de ridicoare, 100 de puncte. Dau exemple la întâmplare. Ei își fac o listă de criterii, evident. Și în funcție de acele criterii, fac un punctaj pentru fiecare. În funcție de acel punctaj, noi vom avea acces la bunuri și servicii. Vom putea sta în anumite hoteluri, vom putea circula cu anumite mijloace de transport, vom putea ieși sau nu dintr-o țară sau alta. Și așa mai departe. Asta se întâmplă în China, nu este o poveste. Nu e ca și cum este plăsmuirea unei minți bolnave care va rămâne doar la nivel de idee. Este pusă în practică astăzi undeva pe glob. Și ce vrea Uniunea Europeană să facă? Să o pună și în spațiul Uniunii Europene. Nimeni nu o să spună lucrul ăsta. Dar noi vedem. Vin săptămânal comunicări ale Comisiei Europene către Parlamentul României pe care noi trebuie să ne pronunțăm. Și de la măsuri care ar trebui să dea consistență acelui plan de ecologizare a continentului numit Green Deal, până la chestiuni care țin de identitatea digitală, vin tot felul de propuneri. Parlamentele sunt chemate să se pronunțe, să spună dacă sunt de acord sau nu, să propună amendamente, dacă doresc. După care, lucrurile se strâng în coș la Bruxelles, se analizează, se face o formă pe care să o accepte toți și se dă o directivă sau un regulament. Credeți dumneavoastră că în afară de conservatori se mai opune cineva unui astfel de plan în parlamentele naționale? Vă spun eu că nu. Vă spun că votează tot ce le vine exact cum li se cere. Nu doar cei din arcul de putere, de exemplu, de la noi, dar și o parte a opoziției. Cei de la USR, care chiar cred că e bine ceea ce fac. La putere nu cred toți că e bine ceea ce fac, dar se vând. Nu știi care e mai rău. Ăla care se vinde sau ăla care e prost. Dar rezultatul e același. Soluția pentru a întoarce statele noastre la normalitate, pentru a întoarce și proiectul european pe făgașul lui natural și pe temeiurile lui așa cum au fost gândite de fondatori, este ca partidele conservatoare din statele Uniunii Europene să câștige mai mult teren, să ajungă la guvernare în statele respective și să poată trimite mai mulți parlamentari în Parlamentul Europei. Dacă se alcătuiește o masă critică sau o majoritate, se pot schimba lucrurile. În cazul unei mase critice, se poate influența politica acestei comisii, indiferent de formula ei, dar într-o oarecare măsură. Iar dacă obținem o majoritate, am putea schimba cu totul comisia și direcția de mers a Uniunii Europene. Este posibil acest lucru? Este posibil. Încă este posibil. De ce? Pentru că popoarele au un instinct de conservare foarte bun, în virtutea căruia au născut anticorpi. Anticorpii ăștia se numesc patrioți, suveraniști, conservatori, cum vreți dumneavoastră. Dar sunt oameni racordați la realitate și la normalitate. Și care de pe aceste baze se opun tuturor tendințelor destructive ale celor care manevrează astăzi Uniunea Europeană. Numai și numai dacă se va întâmpla această schimbare într-un orizont de timp de maximum 10 ani, putem să sperăm la salvare.
dacă nu se întâmplă în maximum 10 ani, poate că e un termen chiar optimist ăsta de 10 ani. Bine ar fi să se schimbe în 2024. Dar nu cred că sunt întrunite elementele de succes pentru asta. Deocamdată. Dar dacă nu se schimbă rapid componența Comisiei Europene și direcția de mers, noi mergem cu pași siguri către autodistrugere. Distrugând popoarele care vor fi în Uniunea Europeană, vom distruge o mare parte a continentului și vom crea un context favorabil pentru ca el să, acest continent, să-și schimbe alcătuirea în straturile mai profunde prin import de alte culturi, de alte civilizații, să le zicem așa. Adică, mai simplu spus, se vor deschide granițele Uniunii Europene pentru popularea acestora cu oameni veniți de pe alte continente, cu altă mentalitate, cu altă cultură și care nu se potrivesc cu mentalitatea noastră de europeni, cu credința noastră creștină, care e majoritară încă în Uniunea Europeană și așa mai departe. Ei, și cu asta închei. Vedeți dumneavoastră, tot ce v-am spus până acum se încadrează în propaganda oficială la discurs anti-european. Vă vor spune că eu sunt un anti-european, că vreau răul Europei, că nu înțeleg că toate măsurile pe care ei le vizează, pe care ei le propun, sunt de natură să ajute Europa să prospere, să se dezvolte, să creeze bunăstare. Li se vor părea toate referințele mele la cultura noastră creștină, la tradiția noastră, la specificul nostru, ca fiind desuiete, ba chiar periculoase. Pentru că nu-i așa, stau în calea planurilor de progres. De aceea trebuie să înțelegeți că oricine va ridica în orice colț din lumea asta un steag pe care să scrie Dumnezeu, neam și patrie, acela va fi terferit, acela va fi marginalizat, acela va fi atacat de mass media, de politicienii din conducerea statelor, de toată lumea. Acela va fi un pericol. Acela este fascistul. Ca exprimare generală pentru răul absolut. Nimeni nu va spune că cei care vor să ne distrugă fibra morală, care vor să ne anuleze suveranitatea noastră ca persoane și ca neam, care vor să ne dilueze specificul național, care vor să distrugă granițele și care vor să instituie controlul absolut asupra persoanei, sunt niște comuniști vopsiți. De ce? Pentru că 80 de ani aproape, 80 de ani, în universitățile din vest, s-a teoretizat binele pe care îl aduce o astfel de orientare și răul pe care îl reprezintă cei care se opun acestei orientări neomarxiste. Este aproape imposibil să-i mai convingi pe majoritatea occidentalilor că lucrurile stau exact invers. Sigur că sub presiunea tot mai pronunțată aceste ideologii se mai trezesc și o parte din ei. Dar o parte dintre aceia care au avut totuși în familie norocul să își păstreze cât de cât, dacă nu credința, măcar respectul pentru credință, pentru Dumnezeu, pentru biserică,
care să mai învețe câteva lucruri care țin de moralitatea elementară și care au fost învățați tot în familie, în școală, poate dacă au avut niște profesori mai buni sau în mediile în care s-au mișcat, să gândească cu mintea lor proprie. Dumneavoastră n-ați văzut că în pandemie, oricâte argumente dădeai că e greșit modul în care acționează guvernele, cei mai mulți nu voiau să înțeleagă. Păreau că nu au capacitatea cognitivă să primească aceste argumente. Pur și simplu spuneam, dom'le, nu există așa ceva. Eu cred ce spune guvernul, merg așa. Acum unii dintre ei, care sunt realizatori la televiziune, ies și spun, am fost înșelați. Îmi pare rău că i-am ascultat pe ăștia. Da, dar e târziu și tu te-ai făcut instrumentul lor și ai deturnat sute de mii sau poate milioane de oameni de la o concepție sănătoasă la una bolnavă. Și e obligat să accepte lucruri inacceptabile. De la închiderea în casă până la vaccinarea obligatorie. Nu te mustră deloc conștiința? Nu ar trebui să faci penitență? Nu ar trebui cumva să dispari din viața publică pentru asta? Ba, cred că da. Concluzionez. Uniunea Europeană trebuie să existe? Da. Categoric. Sunt multe avantaje ale acestui proiect. Noi, România, trebuie să fim în acest proiect. Noi avem o șansă suplimentară fiind în acest proiect. Dar Uniunea Europeană trebuie să funcționeze pe mai departe așa? Nu. Nu așa trebuie să funcționeze. Nu. Nu așa a fost gândită. Nu. Menirea ei nu este să aglutineze ideologic continentul și să uniformizeze națiunile. Să le supună și să le transforme într-o masă de sclavi. Pot fi schimbate lucrurile? Da, pot fi schimbate. În puterea cui stă asta? În puterea noastră. Ei bine, dragi prieteni, eu v-am spus cu accente poate mai pronunțate, mai îngroșate, cu exemple dintre cele mai felurite, din diferite domenii, lucruri pe care nu le susțin doar eu. Le susțin toți cei care gândesc pe coordonatele sănătoase ale conservatorismului, care conservatorism înseamnă, de fapt, normalitate. Și veți găsi în această carte, de la care am pornit, argumente mult mai multe decât am putut eu să redau astăzi aici. Unele dintre ele, poate mai puternice, rostite de voci mai autorizate decât a mea. De lideri politici ale altor partide din... Iertați-mă, sunt foarte obosit, cred că se vede lucrul ăsta, dar nu e o scuză pentru faptul că mai ratez din cuvintele pe care vreau să le rostesc. Este doar o explicație. Deci, lideri ai unor partide europene conservatoare, gânditori conservatori din Europa și din România, director de opinie de orientare conservatoare. Aici o să vedeți o mulțime de nume care înseamnă ceva și pentru societatea românească, și pentru Uniunea Europeană, și pentru Europa în ansamblu, care susțin același lucru pe care l-am susținut și eu. În toată această mică predoarie pe care am făcut-o pentru nimic altceva decât pentru întoarcerea la normalitate. Vă mulțumesc! Și... Și, desigur, sunt foarte nerăbdător să răspund întrebărilor, dacă aveți, sau provocărilor, dacă vreți să le lansați, pentru că sunt convins că sunt multe lucruri de clarificat pe care, într-o expunere, oricât ar fi ea de bine articulată, nu le poți epuiza. Sunt chiar interesat dacă
aveți nelămuriri sau aveți lucruri care vi s-au părut exagerate din partea mea și să mi le spuneți. Poate că sunt și reale și haideți să le îndepărtăm atunci. Cine se încumetă să spargă iată? Vă rog.